În contextul sărbătorilor pascale, aproximativ 150 de polițiști mehedințeni vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, astfel încât sărbătorile să fie celebrate în siguranță. Pe lângă acest lucru, în mini-vacanța prilejuită de sărbătorirea Paștelui Ortodox, peste 90 de pompieri mehedințeni vor fi zilnic la datorie pentru a răspunde solicitărilor venite din partea cetățenilor. Polițiștii vor acționa în acest weekend în sistem integrat, împreună cu jandarmii și cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în zona cluburilor, discotecilor, barurilor sau unităților de alimentație publică, cu profil similar, fiind prezenți și în zona lăcașurilor de cult din județ. În această perioadă, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți dorește să vă atragă atenția asupra furturilor din locuințe și vă recomandă ca atunci când părăsiți locuințele să vă asigurați că ați încuiat bine ușile și ferestrele, iar dacă locuiți la curte, să manifestați atenție și la anexele gospodărești. De asemenea, manifestați grijă pentru banii și bunurile proprii atunci când vă aflați în spații aglomerate pentru a nu deveni ținta hoților de buzunare. Specialiștii Inspecției de Prevenire vor derula misiuni de control și informare preventivă la 39 de lăcașuri de cult din județ, în scopul identificării și înlăturării cauzelor potențiale de incendiu și a altor nereguli specifice. De asemenea, în noaptea de înviere vor fi dislocate 5 autospeciale de intervenție în apropierea lăcașurilor de cult, la care se preconizează o afluență de credincioși, iar pompieri din cadrul structurilor de intervenție vor desfășura misiuni de recunoaștere pentru a interveni prompt în situația producerii unor evenimente negative. Pentru ca bucuria Sfintelor Sărbători Pascale să nu fie umplită de incidente neașteptate, reamintim cetățenilor necesitatea respectării câtorva reguli și măsuri simple, atât pe timpul slujbelor religioase, cât și în locuințe. Credincioșii trebuie să manifeste prudență la utilizarea mânărilor aprinse, care trebuie ținute la distanță față de haine și păr, evitând apropierea acestora de icoane sau obiecte de decor care ar putea lua foc. La întoarcerea acasă este important ca lumânările sau candelele aprinse să fie așezate într-un suport incombustibil, de exemplu într-o farfurie cu puțin apă, și să nu fie amplasate în apropierea hainelor, perdelelor sau a altor textile. Lumânările sau candelele aprinse nu vor fi lăsate nesupravegheate. Parcarea autovehiculelor în apropierea bisericilor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces și să nu fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu. Misiunile pompierilor mehedințeni sunt îndreptate spre asigurarea respectării măsurilor de apărare și stingerea incendiilor în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor. Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea diverselor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea portalului fipregati.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.